O să vorbim și despre cum să nu ne îmbrăcăm, dar cred că nu neapărat numai de Valentine's Day, cum să nu ne îmbrăcăm în general, pentru că de foarte multe ori dăm greș și suntem unchici din cap până în picioare. Și pentru asta a venit și astăzi creatorul de stil, Lida Toma, cum facem fiecare duminică, ne aduce tot felul de idei noi. Astăzi vorbim despre așa nu. Am putea numi treaba asta așa nu, nu Elida? Așa nu. Deci cum să nu te îmbraci niciodată? Niciodată, nu numai de Valentine's Day, asta nu neapărat mâine. Nu are legătură cu ocazie. Am făcut un tur al magazinelor și să știi că ceea ce vom vedea astăzi sunt trist. Sunt haine care sunt la vânzare, sunt disponibile publicului. Le mulțumesc colegilor noștri că au intrat în jocul meu și astăzi vom da exemple de așa nu. Deci cum să nu ne îmbrăcăm? Orice ar fi și orice ar fi, țineți minte treaba asta, pentru că e foarte important. Avem nevoie și de exemple de așa nu, ca să știm, să avem un reper și să știm de unde pornim. Cam ce se poartă anul ăsta? Că am văzut tot felul de trăznei, vitrinele sunt foarte colorate, într-adevăr, dar sunt și foarte multe lucruri, cum o să vedem și astăzi, chicioase. Să știi că da, sunt culori foarte intense, iar dacă nu știi cum să pui aceste fluorescente, culori fluorescente sau imprimeuri, este foarte ușor, foarte ușor să ajungi la un look total neagreabil. Asta o să vedem astăzi. Hai că abia aștept. Practic am făcut și niște tipologii de personaje, pentru că nu oricine îmbracă astfel de haine, ci anumite tipologii de oameni. Da? Da. Sunt curioasă, ia să vedem, sunt pregătiți... Da? Pe colegii? Vă rog, da, cu defilare, ca să fie frumos. Ia să vedem ce avem noi aici. Începem cu Ilona. Nu că mi-e place, ești cool, fată. Tipologia femeii sofisticate, da? Care vrea să iasă cu orice preț în evidență, da? Deci ea iubește brandurile, iubește culoarea aurului, iubește tigrul, da? Care este prezent în toate ținutele ei, pantofii. Da. Da. Și neapărat ciorapii. Și neapărat, da, pentru că ar fi practic noul trend, da? Pantofi sau sandal cu șosetă. Tu îmi spui mie că astea sunt, se regăsesc în magazine, da? Deci noi regăsim aceste haine în magazine la dispoziția publică. Deci oamenii o să vă poșetă, te rog. Da, este de fapt o borsetă, cameleon și ea, pentru că, da, știm foarte clar că pantoful și poșeta trebuie să fie asortate. Da. Ele nu trebuie de niște ani bunda. Da. În cazul tipologiei de gen, unde merge așa? Asta la piață. E? La piață? Da. La mol? La mol, la merge? Piață. Merge ținuta asta, nu? La piață? Da, sigur. Deci în orice moment al zilei e potrivită, da. Chiar și când mergi seara undeva. Am vrut să zic neapărat părul desfăcut, dar în contextul ăsta cred că nici nu mai contează. Sigur, poți e atât de bine încât, încât nici dacă nu mai dai și cu un ruj roșu e perfect. E perfect, mea. Sigur că da. Un ruj roșu mai merge aici. Da. Această ținută e purtată de genul de persoane care vor totdeauna mai mult, deci nu se opresc niciodată, mai mult tot adaugă. Și culorile sau aceste nuanțe extrem de intense și extrem de țipătoare sunt prezente în ținutele lor. Nu există. Există, există, nu, iată, există. Există. Deci, nu... Dragilor, așa nu niciodată. Poți așa să te nu niciodată. Această jachetă, să știi că de multe ori poate fi înlocuită cu o haină de blană. La același outfit, da? Deci, dacă ești un pic bleu sau ceva... Sigur, sau fucsia, nuanțe sau fucsia să sară în ochi. Deci e genul de personaj, să spunem, căruia îi place să se vadă din avion, să iasă cum în evidență, noi, da? Să iasă în evidență cu orice preț. Vă pup, Ilona, ești un vis, pe cuvântul meu, să nu... Nu. Așa nu. Deci asta era prima o ținută de așa. De așa nu. Așa niciunul nu. Dintre elemente nu trebuie poate... purtat și nu trebuie integrat în vreo ținută. Mă iertați, dar cum? Deci este... E din ce în ce mai bine treaba. El este... Este bărbatul care vrea să strălucească totdeauna. Da, ne ferească, da? Spune. Mereu el apare cu ceva strălucitor, cu glitter, cu paiete, da? Apasă pe ăsta. E? Apasă. Ia. Adică vrei să spui, practic, din... Asta e burta ta? Da. De la mici. E tot din tipologia genului, nu? Da, animal print și pentru bărbați anul ăsta. Da, avem grijă să evităm acest imprimeu. Sigur că și pantofii sunt... Pantofii sunt într-un mare senzație. Cum îi spunem noi, de muc cel mic. Pentru pantofi vreau să-i salut și eu pe toți prietenii mei, să vă iau pe ciocate. Și în niciun caz vreodată acești ochelari... Oricum e tipologia de bărbat care folosește foarte mult gel pentru păr.
da? Pentru că îi place să fie strălucitor din cap până în picioare, da? Ai el poate lanțuri. Merge așa oriunde, îl putem vedea și ziua pe stradă, chiar și la plajă, când merge către plajă, către o terasă, vara. Deci există noi găsim această tipologie, deci sau în club. Deci vezi, practic, aceste obiecte se regăsesc în colecțiile de anul acesta în magazine. Exact. Dacă le-ai lua separat și le-ai pune într-un context care să fie în regulă, ar fi ceva. Dar dacă nu știi și sunt le... Sunt de evitat, depus în orice context. Această tipologie de haine, începând de la pantof, pantalon, top. Nici pantalonii n-ar merge cu un tricou simplu alb și un sneaker în picioare, nici măcar așa. Nu știu, pentru bărbați parcă ar fi prea mult să meargă în zona de animal print. Deși sunt abordate toate tipologiile de imprimeuri. Scrie cool pe pantalonii tăi, ca să știi. Înainte să plec, vrea cineva parfumuri? Da, e genul care își cumpără parfumuri care vinde de la portbagaj sau chiar vinde, da. Depinde genul de tipologia. Bun, deci, dragilor, așa nu. Așa nu niciodată. Așa nu, încă o dată așa nu. Astăzi vedem cum să nu ne îmbrăcăm orice ar fi în viața asta, să nu ieșiți niciodată așa din casă sau să... Acum avem diva de discotecă, deci nu de club, de discotecă, pentru că aici, practic, vedem elemente din anii 90. Elemente din anii 90, da? Deci diva de discotecă. Ea consideră că toate culorile o pun în valoare, deci nu se poate hotărâi exact la ce culoare să se oprească, așa că le pune pe toate. Deci nu știe, aș vrea și fusta astăzi, vreau și bustiera tot azi, vreau și cureaua neapărat. Sandalele, că de-abia le-am cumpărat și așa. Da, sunt și ultima colecție. Așa, și cocoșantier. Cocoșantier și neapărat și ochelari. Observ și atitudinea, e genul de poartă poșetica așa și telefonul în mână, că vorbește pe șică. Poșete fake sau original fake, da? Da. Sunt nelipsite din garderoba ei. Da, vin acum, da. Și evident, această ținută este foarte potrivită pentru extensii, pentru genele acelea tip streașină sau pentru unghiile false cu picturi. Cred că știi exact la ce mă refer. Știu exact la ce te referi, Dumnezeule mare. Deci diva de discotecă. Diva de discotecă. Și ea strălucește în felul ei, dar iubește culorile și asta se poate vedea în fiecare ținută. Și nu s-a putut hotărâ astăzi. A vrut și portocaliu, nu l-a lăsat acasă. A vrut de toate. Pa, frumoasă, ce să zic, că... Uite, mai bine aici au... Este aici din ce în ce mai bine. Pregătiți-vă că pare că e o chestie care e în creștere. Este bărbatul. Ceva prințesă. Nu există. Este bărbatul care mereu afișează o ținută festivă. Lui îi plac foarte mult petrecerile și mereu este foarte strălucitor. Această cămașă cu fir lame justifică... E bio, din Bucurobor. E bio? Da. E bio. Doamna Elida, ce vroiam să vă întreb? Mâneca s-o zmotocesc în sus sau s-o las așa? Cred că e foarte bine așa, pune mult mai bine în valoare. Ar fi trebuit și un ceas de o dimensiune considerabilă pentru a... Neapărat albastru ca așa să fie... Așa mă gândeam și-o că arată mult mai bine. Am un coleg în spate care mi-a luat ceasul, că ele se ocupă cu ceasuri, cu de-astea. Și nu te-ai putut hotărâ cu ochelarii. Ai zis că dacă intri undeva mai întunecat, îi pui pe aia și... Nu. Sau îi pui pe amândoi deodată. Ceas de vânzare dacă rămân fără benzină la mașină. Oricum este tipologia de bărbat care folosește totdeauna un parfum foarte greu, arabesc, da? Și consideră că... face furor printre doamne atunci când apare. Să rămână, doamna Elida. A făcut toate mulțumesc furorile. Cătălin, dacă te vede Ada așa pe cuvânt, dacă te mai primește acasă. Iar... Aici avem bărbatul care vrea să arate că a ajuns la alt nivel. Da. Am luat de ceasuri și mi-am luat, dacă vreți cumva, ăsta nu e scump, ăsta ți-ar merge ție, da? Ne înțelegem. Deci folosește simboluri Bitcoin și în vestimentație, după cum vezi. Semn de bogăție ăsta, da? Da, semn de bogăție. De mult când am dat salarea cu boi, cu vaci. Udinare, acum... Da, și pantalonii skinny. Nu există pentru așa bărbați, ceva. Sigur că ei sunt prezenți în colecțiile de anul ăsta. Sunt, deci nu e ceva neobișnuit. Nu i-am găsit eu în vreo garderobă sau știu pe unde, deci i-am luat din magazin. Sigur, e genul de bărbat care își face fotografii lângă un Lamborghini, de exemplu, și își pune pe rețele de socializare. Sau... Merge și cu Dacia? Da, the rich guy, Dacia, asta e bărbatul bogat. Așa, bărbatul bogat, bogăție, da. Opulență, Dubai, asta, nu? Exact cum am spus, a ajuns la alt nivel, Diana, și asta
o arată de chiar și prin interveniu. Mai tare restaurant, ne-am gândit când ești tu o rață mai bună. Vorbești? Avem o întâlnire cu... O scot în cel mai tare restaurant de seara asta. Fac mâine, pardon, că mâine e 14. Mâine de Valentine. Da. Așa te îmbraci mâine de Valentine's Day? Da. Îi place riscul, deci oricum el tot timpul... Tu iubești riscul, practic. Tocmai de asta... Iubește riscul și practic o să fie părăsit de Valentine's Day cu ținuta asta, că n-are cum altfel. Doamne Dumnezeule, deci hainele astea chiar se găsesc în magazine, da, nu? Da, Diana, subliniez. Nu există. Hainele pe care le găsim în magazine. Aici avem bărbatul viril, care afișează un anume tip de masculinitate. Bărbatul viril. Care afișează un anume tip de masculinitate. El se bazează pe caracteristicile lui fizice. Așa, ochelari de aia de vezi tu altceva. Și tocmai de aceea își expune corpul, Diana. Vai de capul. Am și varianta asta, dar și varianta asta. Nu, ce, care? Cum portă un pic mai față. Că depinde ce vrei să arăți. Dacă vrei să arăți că ești mâncat bine, poți să arăți prin cămașă. Dacă vrei să arăți că ai pătrățele, arăți-o prin cămașă. Doamne Dumnezeule! Deci cămașa din dantelă pentru bărbați. Se poartă există, așa ceva? Există în colecțiile astea? Și pantalonii cu flăcări, pentru că el, viril fiind, are flăcări nu doar în interior, dar și în exterior, afișat în vestimentație, evident. Ard în flăcări. Asta nu se vadă și tatuajele pe dedesubt. Adică să fie totul... Să știi că e o ținută potrivită și pentru Valentine's Day. Normal. Dacă vrei, poți să-ți o... Nu cred că este pregătit. Vreau să-mi invit și colegii. Vă rog, intrați pe rând să le arătăm oamenilor cum să se îmbrace mâine de Valentine's Day. Cum să nu se îmbrace, Florina, că e părăsă. Rămâneți singuri toți. Ce gusturi aveți voi, da. Ia vino. Ia vino. Deci asta este selecția. Mamă! El e fiul nostru. Stați să țin mâna pe el, să nu se mai vadă. De jos asta cu totul, să se vadă frumos. Doamne Dumnezeule mare, uitați-vă puțin la peisajul. E păcat de mai ăsta să nu se vadă frumos, așa, două. Andrei Verișoara de la Giurgiu. Da. Ce vrei să zici cu asta? Giurgiu, am greșit. Deci uitați-vă bine la peisajul ăsta, dragilor, și așa nu, niciodată, nu vă îmbrăcați. Este răutăcioase. Nu sunt de mult Florine. Deci nu arăt bine în asta sau ce? Nu e că n-arăți tu bine, eu știu, tu arăți bine așa, că știu eu că ești Florina acum și ești un personaj. Arăt mai bine fără ea sau ce? Nu te dezbrăca. Eu dacă ar fi să dau un premiu astăzi, l-aș da lui Cuza, sincer, pentru ciocatele astea singure. Sunt pantofii lui Muc cel mic, te rog. Arată foarte bine. Bravo, colegi! Sunteți absolut minunați. Mulțumesc că ați intrat în jocul ăsta. Și sper ca cei de acasă au înțeles. Noi ne-am jucat puțin, dar au înțeles că acestea sunt piese pe care trebuie să le eviți totdeauna. Mie îmi place cum îmbrăcare. Nu sunt de evitat. Dar ce de geanta lui Vitone? Dar poate să se aplece pe pârie pantalonii. Cu ciocatele astea o păcăleam pe nevastă mea. Dragilor, eu zic că și dacă ieșiți la un autostop, o să riscați să rămâneți acolo 2-3 zile la îngheț. Deci dacă vreți să plecați spre munte, nicio șansă, îmbrăcați așa. Ia, Adina, că venim așa. Păi asta voiam să zic, Adina e...